Pe cală de Galați a fost reținut de poliția locală. Rolul personajului de basm a fost jucat ieri de un tânăr care mergea pe stradă cărând o ușă în spate, în căutarea unui centru de colectare a fierului vechi. Agenții l-au luat pe sus cu tot cu ușă și l-au dus la secție. Tânărul cu ușa în spate a atras atenția unui agent al poliției locale care mergea la serviciu. Polițistul l-a luat la întrebări și pentru a lămuri situația l-a dus la sediu, unde a aflat că pe cală de Galați este un client mai vechi, specializat și în furturi de capace de canalizare. Ce s-a întâmplat seara asta? De ce ați ajuns la poliția locală? Am găsit o poartă în micro 13. Unde exact în micro 13? La urmă. Unde? Râpă. Unde e râpa aia? Râpa este micro 13. Unde am fost fost grădin și a fost dărâmat. Am luat-o de acolo, am cărat-o de acolo în spate și s-o dau la un fier vechi. Și am fost găsit de domnul acest, mă întreb de unde e poarta. Și am explicat ceea ce s-a întâmplat. Probleme cu poliția? Nu. Niciodată? Am avut probleme. Hai! Ani nu. Cu ce? Pentru un capac canalizat. Da? Și unde ai fost? Tot aici la poliția locală? Da. Da? Ce voi să faci cu această ușă? Să dau la ferbic. Tânărul căra o ușă metalică în spinare, exact ca în povestea pe cală. El a declarat că a găsit această ușă și dorea să o valorifice la un centru de colectare a ferului vechi. Polițiștii cred că ușa a fost sustrasă de la intrarea unei scări de bloc din micro 40. Tânărul a fost predat la secția 4 de poliție, care continuă investigațiile în acest caz.